Știți cum a zis, cartierul ăsta al meu, deci aveți un soi de... Da, acolo m-am născut, acolo s-a născut mătușa mea, acolo s-a născut mama mea, această casă a fost cumpărată în 1914, mătușa mea s-a născut în 1919, mătușa mea s-a născut în 1926, am fost botezați la aceeași biserică, acolo am fost cununat și mai departe. Da. Sunt amintiri formidabile. Ne prindea seara, ora 9, ora 10, că era strada luminată, ne prindea la acest derdelușul și era așa o competiție între strâns, fiecare susținea că strada lui este cel mai grozav derdeluș din cartier. Puneam șezlongul și vedeam luna, fazele vedeam cum trecea așa peste terasa imobilului, uneori deschideam geamul la sufragerie unde aveam pianul și unde maica mea cânta la pian. Cartierul ăsta al meu, care și acum duc în mine memoria libelulelor, greierilor, mirosul acela de la fabrica Bragadiru, licuricii, avea un parfum deosebit. Un parfum deosebit care deseori mi-aduc aminte de el așa cu o nostalgie, fără să sufăr, știi? Mă bucur că am ținut în mine aceste senzații. Era o tihnă și era o plăcere și vara de pe ecoul lui, chiar de dreptul casei noastre unde se accentua panta și pleca panta în jos, era cea mai frumoasă perspectivă a Patriarhiei și camerei și adunării naționale. Și veneau pictorii și așezau șevaletul pe trotuar sau chiar pe stradă și pictau, deci, din zona asta, deci îi vedeam, era o plăcere. Deci mi-aduc aminte de asta, mi-aduc aminte de lăptarul care ne aducea lapte și bunicii însemnau cu cretă. Vă dați seama ce relații erau între ei. Dacă ei trăgeau ca eliberare un băț așa cu creta, ca să știe cât au să-i plătească, că îi plăteau pe lună laptele. Deci venea lăptarul, pentru că nu era mașină de spălat rufe încă în anii 50, era Madame Maria, așa îi se spunea, care venea și spăla în spălătorie. Exista cazan de rufe la care se făcea foc și unde se fierbeau toate rufele, care se spălau de mână într-o albie de aramă cositorită, imensă, mare, așa. Deci asta era un aspect cu Madame Maria care venea la spălat. Altul era, bunicul punea murături într-un butoiaș mic, așa, punea murături asortate. Pepene, măr, castraveți, varză roșie, varză albă, de toate. Și acel butoiaș trebuia plimbat pe la soare. Și eu îl rostogoleam prin curte, până la poartă și înapoi. Intervalul 913-84 de molare. Și a fost în permanență în posesia unei familii, aceeași familie. Noi stăteam în zona din spate, aici, deci aceste două camere. Aici, camera părinților, camera noastră. Aici era sora mamei și la parter erau bunicii. Din fericire, ce a avut bun această casă, spre deosebire de altele, de pe ecoului, nu vorbesc din cartier, din zonă, a avut o curte destul de generoasă. Deci noi am putut să avem și o grădină de flori și în afară de asta, aici, deci în fața turnului și pe laterala asta și aici, erau numai butoaie cu flori, cu lendri, cu rodiu, cu ficuș, cu filodendron, cu... Ce să zic, și pe urmă, ghivecele mai mici, era mare iubitoare de flori bunica. Apropo de asta, când s-a demolat casa în 84, am luat două lucruri vii din ea, că nu aveam ce să iau. Nu ne-au lăsat să luăm sobele și a fost, cel puțin la etaj, era o sobă de patrimoniu. No, nimic. Și am luat așa, am luat un pui de liliac și un pui de rodiu. Mama mea a făcut o demență senilă, dar din asta benignă, adică a fost bună, blândă, cum a fost toată viața, că să știți că la demență omul se manifestă așa cum este el, de fapt, și cum a fost tot timpul.
ea doar pleca în ecoului 50. Deci dacă nu erai atent, pleca în ecoului 50 și spunea, mami, n-aveai cum, zice, am fost, n-aveai cum, nu mai există ecoului 50.